Bună ziua, dragii mei! Sunt Cezar Elisei. Aș vrea să discutăm astăzi despre bărbăție și feminitate. Observ că este un subiect care nu prea este corect înțeles. Oamenii au fel de fel de impresii despre bărbăție sau feminitate și am să vă spun și eu opinia mea, opinie care cred că este legată de realitate. Realitatea obiectivă, aceasta prin care sau în care scopul vieții noastre este îndumnezeirea și mântuirea sufletului. Cu siguranță că bărbăția și feminitatea sunt legate de aceste arhetipuri care ne-au punctat istoria, și anume bărbăția va fi legată de Domnul Iisus Hristos și feminitatea va fi legată cu siguranță de Maica Domnului. Astfel, de fiecare dată când vom discuta despre bărbăție, ne vom raporta la Domnul Iisus Hristos și la ceea ce ar putea face El în respectiva situație și de fiecare dată când ne vom raporta la feminitate, la ceea ce face o femeie cu adevărat frumoasă, dreaptă, milostivă, atrăgătoare sau știu și eu, ne vom raporta la Maica Domnului, la gingășia ei, la modul în care a primit tot ceea ce a venit la ea pe acest pământ. Bun, atunci, începând cu aceste idei, vom înțelege bărbăția ca și toate caracteristicile pe care le-a avut Mântuitorul Domnul Iisus Hristos. Astfel, tot ceea ce ține de a construi, tot ceea ce ține de a spune răspicat, tot ceea ce ține de a aduce la lumină, de a face această construire despre care vorbim, tot ceea ce ține de asumare, tot ceea ce ține de impunerea unei idei, tot ceea ce ține de buna chivernisire a unei case, în paranteză, biserici, tot ceea ce ține de putere. Cel puțin acestea și alte ca acestea țin de caracteristicile bărbatului reprezentat aici prin Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă, dacă doriți, la starețul unei mănăstiri, la conducătorul unei biserici, la aceste arhetipuri care ar putea și acum să constituie pentru noi un exemplu de bărbăție. Bărbăția este ceea ce face, ceea ce construiește. Bărbăția este ideea care se naște și trece așa ca un fulger prin societate, prin social. Bărbăția este ceea ce conduce familia spre construcție și spre desăvârșire. Bărbăția este ceea care se poate opune la un moment dat unui sistem și poate deschide căile unui nou sistem. Bărbăția este cuvântul dat și neluat înapoi. Bărbăția este buna judecată, buna înțelegere, corecta judecată. Bărbăția este cuvântul rostit apăsat. Da? Stau și mă gândesc la tot ceea ce a făcut Mântuitorul și vă pot trasa astfel de caracteristici. Deci caracteristicile bărbatului nu sunt niște caracteristici aparente. Deci nu este ceea ce se vede la el, ci este ceea ce vine din el, ceea ce este în el și se manifestă. Astfel bărbatul va fi net deosebit de copil. Bărbatul își va începe bărbăția sa când va avea aceste caracteristici și nu până atunci. Copilul este altceva decât bărbatul, nu este nici măcar înainte mergătorul bărbatului, ci copilul este parcă altă entitate. Copilul se va transforma în bărbat după ce va fi sprijinit, veți vedea, de mamă, și până când la un moment dat va avea curajul, va avea bărbăția despre care vorbim, să-și asume rolul de bărbat. Astfel, bărbatul devine
capul, conducătorul familiei, devine capul, conducătorul nației, a bisericii, a mănăstirii, în momentul în care se va simți în stare să conducă respectiva entitate spre mărire, spre eliberare, spre mai mult decât a fost la început, spre construirea, da, a respectivei entități. Astfel, în același mod, dacă am lua caracteristicile Maicii Domnului, am putea să definim deja caracteristicile feminității sau a femeii. Femeia va fi curată, va fi pură, va fi inocentă, dar nu inocentă într-un mod în care nu poate vorbi, inocentă într-un mod tratabil, discutabil, într-un mod în care se poate înțelege cineva, adică nu stai și nu spui nimic și ești inocentă. Ești o inocentă din discuții. Da? Ai inocența în sânge, cum se spune. Apoi, femeia trebuie să sprijine acest cap al bisericii, acest cap al familiei, care este bărbatul. Femeia are rolul de susținător. Femeia are rolul de sprijinitor, nu numai de susținător al lui, ci de sprijinitor a întregii construcții a bărbatului. Bineînțeles că femeia fără bărbat nu se poate descurca exact cum nu se poate descurca nici bărbatul fără femeie. Sunt împreună lucrători la aceeași vie. Deci trebuie să înțelegem din punct de vedere istoric, dacă doriți, istoric, biblic, tot ceea ce spun aici, pentru că acum, în ultima perioadă, oamenii tind să se ia după aparențe, după ceea ce se vede și se denumească feminitatea ca fiind caracteristica trupului. Este foarte feminină, cum ar fi, este sexy, este, nu știu, atrăgătoare. Dar această caracteristică de a fi atrăgătoare trebuie să fie una venită din interior și nu din exterior. Exteriorul va urma interiorul, dacă interiorul este ceva plăcut, bine plăcut lui Dumnezeu. Dacă am avea toți ideea aceasta că oamenii trebuie să se îndumnezească pe parcursul vieții și să-și caute mântuirea, cu siguranță că toți vom fi în acești parametri, între aceste borne, căutând bărbăția și feminitatea. Bărbații și-ar căuta bărbăția și nu ar copilări până foarte târziu, știind că trebuie să se asemene Domnului Iisus Hristos, știind că trebuie să iau decizii, știind că trebuie să fie conducători, știind că trebuie să-și asume orice pe lângă familia respectivă. Da? Să nu fie egoiști, să fie altruiști, să fie deschiși, să iubească foarte mult. Ați văzut cât a iubit Mântuitorul până când a dat și porunca aceasta să vă iubiți exact cum v-am iubit eu pe voi. Adică trebuie să punem piciorul în prag, să ne trezim, să ne asumăm cu bărbăție, cu putere, fără frică, că frica nu vine de la Dumnezeu, și deci să îmbrăcăm pielea personajului acesta bărbat, chiar dacă sufletul nostru la moment nu este pregătit, dar cu speranța că Domnul va ajuta. Dumnezeu va ajuta, iar Maica Domnului va ajuta femeile să fie feminine, să fie adevărate, să placă, să fie pure, să fie cinstite, să fie ascultătoare până la greșeală, să fie întruparea, încarnarea, să fie similitudinea Maicii Domnului în viața lor de zi cu zi. Atunci, cu siguranță că toate se vor echilibra și această idee de bărbăție și feminitate va căpăta noi valențe și va avea, va produce familii fericite, va produce copii frumoși și fericiți, va produce efecte reale, pentru că aceasta este singura valență posibilă. Restul, orice ar fi și orice argumente ar avea pentru aparențele lor, sunt doar fum și praf de la, nu de la Dumnezeu.
tot ceea ce nu este de la Dumnezeu nu poate, nu se poate clădi pe o structură solidă și cu siguranță va eșua în viitor. Gândiți-vă la numărul divorțurilor, gândiți-vă la modul în care înțelegem în ultima perioadă genurile, așadar sexele, bărbatul și femeia, și reascultați clipul acesta și veți vedea totuși care este problema. Problema este că nu ne mai raportăm la adevăratele noastre modele și găsim modele prin cele mai insuficiente, prin cele mai sclipitoare și atrăgătoare din punct de vedere drăcesc, nu din punct de vedere divin. Așadar, aveți atenție la persoanele care vă devin modele, luați-vă modelul adevărat, urmați modelul adevărat și veți avea succes în tot ceea ce veți face în această viață. Bun, acesta a fost mesajul pentru astăzi. Vă mulțumesc mult pentru că urmăriți canalul Cezar Elisei, postul terapeutic cu apă. Dați share, dați subscribe, știu și eu, distribuiți informațiile de pe acest canal, pentru că sunt mulți oameni care au nevoie să folosească de post, de rugăciune, pentru a se apropia de Dumnezeu, pentru a deveni mai înțelepți, pentru a avea, știu și eu, cunoaștere, pentru a posti eficient, pentru a reuși în viață, dar cel mai mult și cel mai mult pentru a se folosi sufletește și duhovnicește de tot ceea ce, mă rog, pun eu aici pe acest canal. Vă salut, vă mulțumesc mult pentru tot și să ne auzim cu bine data viitoare.